Bine v-am găsit, dragi prieteni! Radiază lumină, frumusețe și bunătate și este recunoscătoare pentru tot ceea ce a traversat până acum. Este o artistă extrem de apreciată, o femeie delicată, fină, o soție și o mamă devotată iubirilor sale de acasă. Este plină de har și zvâgnet, fermecătoare, iar dacă o asculți odată, nu o mai poți uita. Iar de la asta i s-au tras toate miracolele vieții, de la succesele profesionale până la iubirea ei împlinită alături de soțul său. Deține secretul reîndrăgostirii de zi cu zi, păstrându-și inima tânără și curată. Vom discuta azi despre truda mai presus de destin și despre destinele scrise în stele cu îndrăgita Niculina Stoican. Bine ați venit! Bine te-am găsit, frumusețe! Ce faci tu? Ce mulțumesc faci? Din minunile suflet. Tale! Păi chiar că minuni și cea mai mare realizare a vieții mele sunt copiii și mă bucur de întrebare și vă mulțumesc și asta cu siguranță o știți și dumneavoastră. Da, e foarte adevărat. Până la urmă, după noi rămâne ce e mai frumos. Cred că a investi în oameni este cea mai intuitivă și cea mai frumoasă formă de a te motiva în viață. Tot ce ține de material e cumva folositor pentru că îți satisface pe parte nevoia de confort, pe cealaltă parte orgoliul, dar lucrurile materiale vin și trec. Se strică, se deteriorează, nu-ți mai plac. Pe când oamenii, dacă reușești să investești în ei, rămâne cumva o amprentă vie tot timpul. Tot ce este viață este minune. Și atunci, cred că și noi, fiecare dintre noi, contribuim câte un pic la minunile vieții investind în oameni. Cât de frumos ați spus! Aveți un oracol, să zic așa, al copilăriei, plin de amintiri frumoase și curate și țin minte că am urmărit un interviu care m-a făcut să lăcrimez al mamei dumneavoastră, cea care v-a dat viață și icoana sfântă. Povesteați în trecut despre câtă grijă și atenție vă acorda și întotdeauna să ieșiți exact ca o păpușă din cutie. Ce vă amintește de copilărie, doamna Niculina Stoican? Eu am avut, cred că, cea mai frumoasă copilărie din lume. Eu așa o consider. Nu a fost o copilărie cu îndestulări și cu huzur. Dimpotrivă, eu am crescut la țară. Dimineața bunicii mă trezeau și plecam la munca câmpului. Mă duceam la vite. N-am avut o copilărie pe huzur și pe îndestulare. Dar nu mi-a lipsit iubirea. Și eu cred că este cel mai important sentiment și cea mai mare putere a lumii. Se spune că Dumnezeu este iubire. Noi nu trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu răsfrânt într-un chip sau o formă la care trebuie să ne închinăm. Pe Dumnezeu îl purtăm în suflet și este în tot ce ne înconjoară și în felul în care ne comportăm și reacționăm față de tot ce ne înconjoară. Ca atare, Dumnezeu este iubire. Și toată această iubire, sub toate formele ei, o putem răsfrânge asupra noastră și atunci suntem oamenii lui Dumnezeu. Avem în noi acea licărire de lumină care înseamnă viață și iubire. Copilăria mea asta a însemnat. Iubire, lumină, bucurie, năzbâtiile pe care le face orice copil, cearta pe care o primeam. Mi-aduc aminte că îmi zicea bunica mea când nu eram cu minte: nu ești cu minte? Plăsuța și la mumă ta. Dimineața la 5 e rata, te duci în rascruci, o iei și te duci la ea. Eu pe la mine prin obor nu te țin așa. Mi se părea, cum să spun, cea mai mare pedepsă. Cum să mă dea afară din curte și să mă trimită la mami? Ce e așa de rău? Ce am făcut așa de rău? Dar nu exista. Avea treburile casei, dar niciodată nu ne scăpa din ochi. Vreau să plec, să ies pe poartă, de exemplu, și să mă duc la verișorii mei, pentru că erau mai mulți, erau 3. Și până a apărut sora mea, eu eram cam singurică. Și încercam să mă strecor și mi-am aminte să ies pe poartă și să fug, să mă duc la ei. Nu știu de unde apărea, că eu știam că face treabă. O auzeam de după poartă: Niculina, unde plecași, lelișoară? Mă duc până în deal. În deal era la verișorii mei. La ce? Te trimise eu? Nu. Atunci, întoarce-te în dărăt. Adică, întoarce-te înapoi.
Toată grija asta, un copil nu trebuie să-l crești cu pedeapsă. Trebuie să-l crești cu vorbă bună și cu iubire. Așa reușești să-l formezi. Copiii greșesc și pentru părinți, copil ești și la 50 de ani și poate părintelui îi se pare greșeală ce pentru tine poate să fie o virtute și tu să consideri că este foarte bine. Există diferențe între concepte pentru că și valori, pentru că suntem generații diferite, dar eu cred foarte mult în iertare și în iubire. Foarte mult. Chiar dacă iert și nu uit. Este un exercițiu, e adevărat, pe care nu-l duci până la capăt, pentru că se zice că dacă nu ierți, degeaba uiți. Și dacă uiți, degeaba ierți. Degeaba dacă nu ierți. Da. Adică lucrurile cumva se leagă. Trebuie să și uiți și să și ierți. Să ierți pentru că suntem, iubirea este și iertare, și să uiți pentru că cumva te rupi de ce s-a întâmplat rău în sufletul tău și te vindeci, e un fel de autovindecare. Sunt exerciții pe care trebuie să le faci. Sunt greu de făcut, foarte greu. Nici mie nu-mi reușesc de foarte multe ori. Iert pentru că îmi place să fiu un om bun și să mă corectez pe mine. Pentru că am și eu înverșunările mele și răutățile mele. Dar încerc să lupt cu mine și să iert. Da, dar nu întotdeauna reușesc să uit. Sunt răni care mi-au rămas în suflet și pe care nu le pot uita. Și îmi dau seama că nu fac decât să mă alimentez eu cu un fel de rău care se prelungește de la o zi la alta și care pentru celălalt nu are niciun fel de valoare, pentru că el mi-a făcut rău și poate că e mulțumit. Dar eu, dacă mă tot alimentez cu amintirea aceea, nu mă pot detașa. Care sunt rănile peste care nu puteți trece și dezamăgirile acelea pe care nu le puteți uita? Nu-mi plac oamenii care mă mint. Eu cred că toată viața mea am fost destul de puternică încât să mi se spună în față un lucru. Nu trebuie să-ți dai cu părerea despre mine. Nu, poate nici nu te interesează. Dar dacă eu am o relație directă cu tine și între noi există, să zicem, și din obligație de serviciu, o relație, trebuie să-mi spui în față ce gândești, mie, personal. Să fie un om asumat. Exact. Nu trebuie să-mi ascunzi, nu trebuie să vorbești cu altcineva, ci să stai în fața mea și să-mi spui, consider că în momentul X ai greșit. Vreau să stăm de vorbă despre lucrul acesta. Eu cred că am devenit cu toții mai detașați. Poate nu toată lumea are un target așa cu bunătatea și cu iubirea. Sunt oameni care se iubesc pe sine și alegerea lor. Egoiști, mândri. Da, până la urmă așa sunt. Lumea e făcută și pentru ei. Doar că, ce să vezi, alții nu sunt așa. Și atunci, cei care sunt răniți, sunt cei care sunt mai sensibili și care merg pe latura aceasta de lumină, de iubire. Sunt mult mai vulnerabili pentru că îi preocupă nu numai sinele, ci și ce este în jur. Și de aceea devin vulnerabili. Pentru că dăruiesc și așteaptă să primească nu neapărat material, ci sentimente. Repet încă o dată, materialul este material. Trebuie să punem mult mai mult accent pe spirit. Pe ce hrănim? Cu ce hrănim carcasa asta? O hrănim cu spirit, o hrănim cu minte. Da? Lucrurile astea se leagă între ele. Sunt oameni care sunt de o frumusețe covârșitoare. Și totuși când te apropii de ei și începi să vorbești, ceva te respinge, ceva te ține departe. Și stai și te întrebi, eu care iubesc oamenii și care, eu știu, privesc în jurul meu cu bucurie, uite ce femeie frumoasă, uite ce... Și totuși când te apropii de ea, și tânjesc și zic, Doamne, dacă aș fi fost și eu așa. Și când mă apropii și vorbesc 5 minute, îmi dau seama că n-aș mai vrea să fiu așa. Că totuși e bine așa cum sunt eu. Toți avem dorințe să fim ca celălalt. Cine spune că nu tânjește după ce are X sau Y, repet, nu neapărat material.
Da? Alte calități sau? Alte calități, da. Sigur că da. Altă poziție, felul în care, cum i-a mers mintea, felul în care a ajuns acolo. Și totuși există lipsuri. Eu am văzut oameni care, din punct de vedere material, i-am întâlnit pe parcursul vieții mele, din punct de vedere material au avut lumea la picioare. Și totuși în ochii lor era tristețe multă și mâhnire. Doamna Niculina, dar ce înțelegeți prin termenul de fericire? Există fericirea supremă, fericirea absolută? Nu m-am gândit niciodată la fericirea supremă. Eu nu cred în... Suprem este doar Dumnezeu, iubirea. Eu cred că puterea supremă și putem să folosim aceste cuvinte asociate doar pentru iubire. Iubirea este supremă. Da? Pentru că este deține supremația. Din iubire poți să faci și rău, din iubire poți să faci și foarte mult bine. Este, cred că este singurul sentiment care adună la oaltă și binele și rău. Depinde cum îl folosești tu. Fericirea se generează din ceva, din sentimente. Nu poți să o generezi din altceva. Depinde ce te mulțumește pe tine. Dacă pe tine te mulțumește doar propria ta bunăstare și felul în care te afișezi cu această bunăstare, aia este fericirea ta. Poate pentru alții nu asta înseamnă fericire. Pentru mine, deși Dumnezeu mi-a dat din plin și trebuie să-i mulțumesc și munca mea adevărat și efortul pe care l-am depus și tot ce s-a întâmplat și oportunitățile pe care le-am avut, pentru că sunt oameni care muncesc foarte mult și muncesc în zadar și nu au bunăstarea și mulțumirea aceea care să le confere un picuț de confort. Că până la urmă, eu cred că materialul așa trebuie să-l folosim, pentru propriul confort. Cu cât te lași folosit de acest material și de tentația de a avea și mai mult, și mai mult, și mai mult, pune stăpânire pe tine și îți pierzi empatia, preocuparea pentru tot ce este frumos în jurul tău, pentru o plantă, pentru un animal, pentru o ființă umană, pentru că puterea și banii, da? Puterea, poziția, puterea socială, poziția socială și banii sunt, dacă vrei, din punctul meu de vedere, cele mai mari pericole pentru un individ. Întotdeauna a fost așa. Caracterul unui om îl vezi atunci când are funcție și când are bani. Să-ți dai seama de calitatea lui. Exact. Atunci vezi dacă el are puterea să, în momentul în care are o funcție, să nu fie subiectiv, să nu-și apere doar funcția și propriile interese, da? Și să aducă în jurul lui, să strângă oameni care pot, care fac, care au pregătirea necesară, care sunt talentați, să recunoască valorile în jurul lui și să nu se înconjoare de oameni mici și puțini la suflet și la minte ca să-i poată folosi. De obicei, puterea, asta îi conferă individului. Și vine cu spirit de echipă. Exact, posibilitatea de a alege. Ori o echipă slavă pe care să o manevreze strict în propriile interese, ori o echipă puternică din care să învețe și el la rândul lui și să îi ajute să se deschidă profesional și să se vadă că muncesc și că lucrurile sunt foarte bune. Există prietenie în lumea artistică? Prietenie sinceră? Depinde cum definești prietenia. Eu cred că eu am o singură prietenă în lumea artistică, Victorița Lăcătușu, și nu o spun astăzi. Din totdeauna, dacă cineva vrea să verifice sinceritatea minții și a sufletului meu, o să vadă că pe parcursul timpului eu n-am spus niciodată că între colegii mei am prieteni, pentru că eu cred că în ziua de azi prea ușor spunem te iubesc. A, bună, ce faci? Te iubesc! Nu. Nu poți iubi cu atâta ușurință. Poți prețui, da. Eu te pot prețui pe tine pentru felul în care ți-ai făcut parcursul profesional, pentru
mama care ai devenit, pentru omul care ai devenit în societate și ai devenit și tu puterea exemplului. Dar nu pot spune că te iubesc. Pentru că iubirea înseamnă altceva. Da? Eu îmi iubesc familia, eu îmi iubesc, da, pe Victorița o iubesc. Pentru că este prietena mea, pentru că noi avem nevoie să girăm cu ceva. De ce avem conștiință? Până și sentimentele se girează. Cu ce? Nu cu vreun inel sau vreun diamant, ci cu felul în care ai tratat relația dintre mine și tine. Nu trebuie să te văd în fiecare zi ca să-mi fii prieten. Dar atunci când am nevoie de tine, să fii acolo. Te sun, ne vedem, îți spun, nu trebuie să plâng, nu trebuie să mă jelesc, nu, îți povestesc. Și ce eu îți spun ție rămâne la tine. Și ce tu îmi spui mie rămâne la mine. Asta înseamnă prietenie pentru mine. Tocmai de aceea, singura mea prietenă este Victorița Lăcătușu. Am colegi pe care îi prețuiesc. Am colegi cu care mi-am desfășurat activitatea artistică într-un mod cu totul excepțional, așa cum este Petrică Mățu Stoian. Noi am format un cuplu la un moment dat artistic și cred că dacă am fi continuat să cântăm, nu n-ar fi stat nimeni în cale. Dar am făcut carieră și fiecare pe drumul lui. El pentru mine este un coleg special. Dar sunt atâția, eu toată generația mea o prețuiesc. Și le arăt prețuirea mea pomenindu-i de fiecare dată în interviurile pe care le dau, mândrindu-mă cu ceea ce fac ei, pentru că până la urmă ce construiesc ei din acea construcție și din acea bază acestei generații fac și eu parte și pentru mine trebuie să fie o mândrie. Dar prietenie, pentru mine prietenia este prețioasă și nu pot să spun că sunt prietenă cu cineva cu care mă întâlnesc la două spectacole și schimb o convorbire uneori de complezență, alteori de bucurie că ne-am văzut. Asta nu înseamnă prietenie. Și mie nu-mi place să fac paradă cu sentimente pe care nu le am. Eu trebuie să fiu sinceră cu mine ca să mă pot raporta real la ce mă înconjoară. Și să fiu tratată ca atare. Să contribui la finisarea și la șlefuirea mea ca om. Eu, înaintând în vârstă, trebuie să fiu un om care atunci când apare undeva, să trezesc respectul și admirația celor din jurul meu. Pentru mine și zâmbete. Pentru mine asta este nota bene pe care o primesc de la oamenii din jur. Dincolo de asta, dumneavoastră ați ales să inspirați pe cei din jur. Unii artiști, unele artiste fac mai mult decât să se lase însă inspirate de dumneavoastră și vă imită pur și simplu. Cum priviți genul acesta de raportare? Cu bucurie. Vorbeam de puterea exemplului. Înseamnă că am făcut ceva bine. Dacă sunt un exemplu pentru tineri sau pentru soliști în jurul meu care probabil sunt aproape de vârsta mea, pentru mine nu este un lucru rău, este un lucru bun. Și eu, la rândul meu, am avut repere. Și eu, la rândul meu, m-am uitat cu admirație și cu dorința de a fi și eu așa. Este firesc, este uman, este normal, este sănătos. Să ne uităm în înaintea noastră, să avem repere și să tindem către un ideal, ca să putem merge înainte și nu, să nu stagnăm. Cea mai mare greșeală este să cred eu despre mine că am ajuns la apogeu. Nu. În primul rând mă limitez profesional. Nu mai tind către nimic. Consider că e de ajuns, am făcut, mai mult de atât nu se poate. Nu. Întotdeauna există mai mult, întotdeauna ai de învățat chiar și de la tineri. Nu înseamnă că dacă tu ești cealaltă generație, regulile pe care tu le-ai creat pe parcursul profesiei tale, din experiențele pe care le-ai avut, sunt literă de lege. Nu, dar sunt foarte mulți oameni care trăiesc cu impresia asta că... E greșit din punctul meu de vedere. Nu, lumea este în mișcare. Mentalitățile se schimbă.
trebuie să ai grijă să te raportezi atât cât îți permite propria ta conștiință, principiile tale, valorile tale și sufletul tău la ce se întâmplă în jur. Corect. Și atunci cred că nu poți să dai greș. Spuneați puțin mai devreme despre repere, că ați avut repere în tinerețe. Care au fost reperele pentru dumneavoastră? În primul rând, eu am avut norocul să cresc cu un reper în casă. Mama mea este și la ora actuală reperul Mehedințiului. Dacă Angelica Stoican nu era descoperită de Emilia Comișel și nu aducea în atenție cântecul din nordul Mehedințiului, cred că Mehedințiul ar fi fost mai sărac. Dar eu cred în destin. Cred în univers, în energiile universului. Ele lucrează și au grijă de, nu numai de fiecare ființă, ci de fiecare loc în parte. Fiecare loc, acolo unde te naști, aduni o energie și o răspândești în jurul tău. Și depinde de tine să amplifici energiile acelea bune, sau pozitive sau negative. Depinde de tine ca individ. Eu am avut repere multe și am urmărit foarte multe interprete din generația de dinaintea mea și am învățat de la fiecare în parte. Lăsându-l la o parte pe mama, cu care am crescut și care a avut întotdeauna o conduită scenică impresionantă și de la care eu am învățat foarte multe, pentru că ea mă corecta la cum stă costumul, la cum trebuie să-l pun, la cum trebuie să apar, la cum trebuie să fiu, la cum trebuie să cânt. Mi-aduc aminte că îmi spunea: când cânti, trebuie să zâmbești. Când imprimi, chiar dacă omul nu te vede, dar tu transmiți zâmbetul ăla cântând. Sunt lucruri pe care... Puterea cuvântului. Exact. Care îți rămân în minte, mie mi-au rămas. Au fost pentru mine literă de lege după aceea. Și n-am greșit ascultând-o. Au fost și alte nume mari din generația de dinaintea mea pe care le-am urmărit. Eu știu, ca cochetărie, ca pedanterie, ca diverse. Mi-a plăcut foarte mult Nicoleta Voica. Mi-a plăcut foarte mult Maria Ciobanu. Am încercat să iau de la fiecare câte ceva. Depinde de moment, depinde ce vedeam în momentul respectiv. O anumită coafură, cum stătea costumul, cum... toată viața am muncit la imaginea pe care o am astăzi. Și sunt convinsă că nu este de ajuns. Dar vi s-a părut vreodată foarte obositor? De foarte multe ori. De foarte multe ori. Obositor, apăsător. Au fost momente în care am simțit că nu mai fac față. Că poate e prea mult. Și v-ați gândit să renunțați? La cântec? Au fost niște momente în viața mea în care am zis că da, mai bine să nu mai cânt, pentru că e greu, atâtea nopți nedormite, dar cumva Dumnezeu și această iubire și destinul de care vorbeam, pentru că fiecare om ajunge pe pământ cu un scop. Cu un scop, da. Are o misiune de îndeplinit. Dacă nu înțelegi la timp și dacă din tot ce ți se întâmplă îți pui doar întrebarea, dar de ce mie? Dar nu trebuia să mi se întâmple așa. Dar nu e corect. Nu să înțelegi niciodată de ce ai avut parte de acele încercări. Dacă ai răbdarea să analizezi ce ți se întâmplă, înțelegi ce trebuie să faci. Care este misiunea ta? Eu am înțeles, după hotărârea pe care o luasem, să răresc un pic, să mă ocup de alte lucruri, am înțeles că nu. Nu acela este scopul meu. Că misiunea mea pe pământ este să cânt și să fac absolut orice este adiacent acestui cântat. Iubesc foarte mult ceea ce fac în cadrul
ansamblului ei folcloric Maria Tănase ca manager. Sunt foarte mândră de realizările mele, e adevărat, împreună cu colegii mei. Dar ca manager este mare lucru să reușești să-i faci pe oameni să înțeleagă că proiectul pe care tu l-aduci în fața lor și la care îi rogi să adere este un proiect fezabil, un proiect care îi ajută și îi pune în lumină și în valoare și le dă demnitatea și mândria aceea de artiști. Pentru mine este încă o realizare a vieții mele și sunt foarte mândră de acest lucru. Sunt mândră nu numai de realizările artistice, ci și de realizările materiale pe care le am în cadrul instituției și care vor rămâne după ce eu n-am să mai fiu manager. Îmi place că atunci când o misiune a mea se termină, să plec cu fruntea sus. Că ați semnat în condică ceva frumos. Exact. Dar când a venit această propunere, doamna Niculina, pentru dumneavoastră, cum ați luat decizia înțeleaptă și ați spus da? Pentru că este o responsabilitate destul de mare. La mine a fost un context de, eu știu, elemente care s-au întâmplat la momentul respectiv și am venit să salvez o situație ca manager interimar. Numai că această perioadă de interimat s-a prelungit și am ajuns la un an de zile. Eu în toată această perioadă n-am vrut să stau pentru că nu-mi place să stau, trebuie să fac ceva și mi s-a părut dezonorant pentru mine să treacă timpul și să iau niște bănuți care nu se justificau în niciun fel. În perioada aceasta de interimat am făcut foarte multe lucruri frumoase și după ce s-a terminat această perioadă de interimat și mi s-a spus e timpul să te prezinți la concurs, prima mea întrebare a fost dacă trec de acest concurs și ajung manager și nu mai vreau să stau manager, pentru că eu nu eram pregătită să fiu manager. Din punctul meu de vedere, nu credeam că pot să am atâtea realizări. Ce pot să fac dacă nu mai vreau să stau? Demisia și în 60 de zile pleci. Zic, dacă există posibilitatea asta, foarte bine, mă prezint la concurs. Aveam nevoie de această variantă. Dacă văd că nu sunt capabilă, că nu pot să fac ce trebuie, ce mă fac, cum ies, cum las locul pentru altcineva care poate. Pentru că asta este ideea. Eu așa am mers întotdeauna în ce a ținut de mine. Pot, fac, nu pot, mă dau la o parte și las pe altcineva. Cred că așa trebuie să meargă lucrurile. Dar de unde înălțarea asta spirituală și inteligența cu care tratați lucrurile să fie moștenită de la mama dumneavoastră? Cred că este și o moștenire de familie, dar cred că și din viață. Suferințele te șlefuiesc. Întotdeauna este așa. Oamenii care primesc foarte ușor ceea ce au, nu au esență, nu au profunzime. De aceea și sunt superficiali și în sentimente. Pentru că au primit cu ușurință și nu prețuiesc. Cum să prețuiască un pahar cu apă dacă l-au la discreție? N-au cum. Dacă n-au avut și au primit, eu tot ce am primit în viața mea, am primit cu foarte multă trudă, cu foarte multă zbatere, cu foarte multă suferință și cu foarte multă încercare. Niciodată foarte ușor. Și am ajutat în jurul meu. Și când am avut și când n-am avut. Dacă, eu știu, am avut o singură bucățică de pâine și lângă mine a fost cineva pe care l-am văzut tânjind, am împărțit-o. Chiar dacă poate eu m-aș fi săturat din bucățica aia. Dar am zis, lasă că poate Dumnezeu îmi dă și mâine. Eu cred că așa trebuie să trăiesc. Sunt mulți cei care îmi spun că am fost naivă, că n-am profitat de foarte multe lucruri, că n-am fost. Așa, și la ce mi-ar fi folosit? La ce? Eu, pe mine mă hrănește foarte mult. Suntem sănătoși cu toții. Toți cea mai mare bogăție. Cea mai mare bogăție. Eu sunt sănătoasă și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru mine, cea mai mare mulțumire este această bucurie cu care oamenii mă primesc. Zâmbetele pe care oriunde mă duc, oriunde apar și oamenii realizează cine sunt,
prima lor reacție este să zâmbească. Ce îmi trebuie mai mult? Este clar că ceea ce am făcut până acum și ceea ce fac cu viața mea este cumva o mulțumire și pentru cei din jur. E adevărat că sunt și oameni care nu mă plac. Și este sănătos și bine să fie așa. Nici toți oamenii nu-L iubesc pe Dumnezeu. Absolut, nu toată lumea trebuie să mă placă pe mine. Nu. Doar că cei care nu mă plac trebuie să mă evite. Este firesc. Nu au un feeling bun în ceea ce mă privește și atunci este bine să mă evite. Am și eu oameni pe care nu-i plac. În preajma cărora nu mă simt foarte bine. Ce o să facă omul ăla să dispară de pe fața pământului că nu-l plac eu și nu mă simt bine în preajma lui? Nu, el trebuie să-și trăiască viața. Dacă eu nu mă simt bine în preajma lui, trebuie să-l evit. Și dacă sunt obligată să am o relație directă cu el, trebuie să am o conduită decentă și frumoasă, atât cât suntem împreună și în secunda în care nu mai avem nimic de spus, să mă întorc și să plec frumos. Dar ce poveți ați primit de la mama dumneavoastră, doamna Niculina, pe care le-ați pus în practică, adultă fiind? A fost și dorința mamei să cântați sau dimpotrivă să faceți altceva? Mama nu și-a dorit niciodată să cânt. Pentru că pentru că ea s-a chinuit foarte mult. Iar așa o poveste de viață frumoasă. Este un om atât de atât de frumos în suflet și în minte și în ființa ei, cu atâta iubire pe care a dăruit-o și n-a primit înapoi decât suferință. Și totuși a rămas același om cu suflet bun fără să se exact. Răpățească. N-am nevoie de mai multe sfaturi decât exemplul ei. Ea l-a iubit pe tata dincolo de lume. Nici nu cred că există asemenea iubire. N-am putut să o înțeleg niciodată. L-a iubit și l-a iertat pentru absolut tot ce a făcut. Și pe mine m-a crescut spunându-mi: tu nu ai dreptul să-l judeci pentru că este tatăl tău. Nu-l poți iubi, este strict alegerea ta. Dar trebuie să știi că dacă eu l-am iubit ca mama ta, înseamnă că el a avut niște calități. Și tu atât. Pentru tine atât trebuie să fie de ajuns. Cum să poți să fii altfel ca om când ești crescut cu asemenea reguli? Dar acum îi mulțumiți că v-a implementat, că v-a dat această explicație? Vi se părea la vremea aceea copil fiind plauzibilă sau o judecați, poate sufletește vorbind? Nu mi-a dat. Discuțiile astea le-am avut mai târziu, când și eu am avut o vârstă rezonabilă încât să pot o conversație de genul ăsta cu ea. Tatăl meu nu mi-a vorbit niciodată și n-am avut o relație directă cu el. Dar când eu am început să reproșez că nici măcar nu mi-a vorbit, că nici măcar nu m-a primit cu invitația de la nuntă, de exemplu, ea a avut această explicație pentru mine. Există în lumea asta un singur om care pe mine mă reduce la tăcere. Mama. Eu, și poate pare destul de ciudățel, pentru că eu sunt un om un om care are un punct de vedere, un om care a muncit să facă ceva, un om care își justifică o reacție. Nu vin doar să te contrazic de dragul de a te contrazice. Îmi spun un punct de vedere. Sunt o persoană tranșantă. Eu în fața mamei mele nu comentez foarte multe lucruri. Indiferent că sunt de acord sau nu cu punctul ei de vedere. Din respect faceți asta? Din respect. Consider că trebuie să avem o măsură și un echilibru uman. Dacă tu nu respecti cuvântul părintelui tău, chiar dacă ești de acord sau nici de acord cu el, taci și asculți. Până la urmă, reacția ta vis-a-vis de problema pe care o discuți cu părintele tău este reacția ta. De ce să-i amărăști sufletul? De ce să nu-i asculți cuvântul? De ce să-l faci să fie mâhnit și trist? Că a muncit să te crească și îi pasă de tine. Tocmai de-aia și poartă o discuție cu tine. Atâta timp cât discuțiile sunt rezonabile și nu jignești și nu sari la scandal. Eu nu cunosc lucrurile astea. Toată viața mea a murit cearta. Domnule, spune-mi ce ai de spus.
Ne înțelegem, vedem, ajungem la o concluzie. Nu ne înțelegem, nu este o problemă. Dar trebuie să găsim o soluție, fără să ne jignim, fără să țipăm, fără să... Doamne, sunt oameni care se blesteamă. Cum să invoci atâta rău, atâta energie urâtă în jurul tău și să nu-ți dai seama că tot ce strângi se duce și către cei dragi ție? Și cum să trăiești fără cei dragi? Viața este simplă și frumoasă. Încearcă doar. Ați simțit într-un moment al vieții sau în mai multe momente ale vieții că vă lipsește partea paternă? Că ați fi avut nevoie de sfaturile tatălui? Nu. Nu am simțit nevoia, pentru că mama mea s-a recăsătorit după despărțirea de tatăl meu și eu am avut tată, Constantin Pană, și îl salut. Tati, te pup! O pup și pe Mariana, vă pup pe amândoi și îmi doresc din suflet să știu că sunteți bine, chiar dacă nu ne vedem foarte des. Mama s-a recăsătorit, iar eu am crescut într-o familie frumoasă. După 7 ani de la căsătoria ei, a apărut sora mea, Adriana. Eu am crescut într-o familie frumoasă. Am o soră pe care o iubesc, o divinizez. Deci nu mi-au lipsit sfaturile lui și nu mi-a lipsit el ca tată, pentru că eu am avut o prezență masculină în casă. Este a contat adevărat, mult. A contat, însă am o oarecare, dacă vrei, asprime eu ca femeie pentru partea bărbătească. Și asta este undeva în sufletul meu o neîmplinire. Pentru că spunându-ți se copil fiind, tu n-ai tată, tu ai grijă, tu nu ai voie așa, pentru că tu nu ai tată, tatăl tău nu te-a vrut, tatăl tău n-a vorbit cu tine, tatăl tău... Lucrurile astea, fără să-ți dai seama, eu am fost fericită. Eu am avut verișori, am crescut cu ei, cu unchiul meu, asta cu mătușa copilăria, mea. Asta a însemnat copilăria. Eu nu reproșez nimic copilăriei mele și familiei mele. Dar probabil că undeva în sufletul meu, niște lucruri s-au strâns. Și ca femeie, am o anumită asprime față de partea bărbătească. Am o anumită lipsă de încredere față de partea bărbătească. Și nu că o faceți voi, ci pentru că... Nu, pentru că așa sunt eu. Da. Sunt suspicioasă, nu mă duc cu foarte multă ușurință, nu colaborez foarte bine și foarte ușor pe partea asta. E, asta undeva acolo este ceva înmagazinat și este probabil o chestiune pe care, dacă aș fi vorbit-o în adolescență cu un psiholog, probabil că m-aș fi descătușat, probabil că lucrurile ar fi stat altfel, dar... Pe vremea noastră nu se purtau discuțiile astea, iar eu n-am dat niciodată semne că sunt un copil care are ceva probleme. Am avut dependența de verișorii mei și de familie. Mi-aduc aminte că mama s-a mutat la București în clasa 5-a și m-a luat de la Turnul Severin. Eu am făcut un șoc atunci și nu mă puteam deloc acomoda cu Bucureștiul și a trebuit să o ia pe verișoara mea, pe fata fratelui mamei mele. Să vă mențină atmosfera aceea. Da, să mă țină emoțional. Cumva legat. În mintea mea a fost că dacă o ia pe ea, pe Nicoleta, îi salut și pe ei, și pe Camelia, și pe Nicu, el este în Spania de foarte mulți ani, dacă o aduce pe ea la București cu mine, cumva va fi obligată să mă lase să mă duc la țară. Pentru că va trebui să o lase pe ea, pentru că ea nu ia ei. Și trebuie să mai meargă acasă. Și trebuie să meargă acasă. Când mergeam, mă duc și obligatoriu. Adică eu îmi făceam în mintea mea un plan din ăsta, trebuie să o conving, să o ia, pentru că prin ea mă lasă și pe mine la țară. Adică îți dai seama ce frământări erau în mintea mea de copil. Și când mă străduiam eu să-mi fac planurile mele, copil, cine? Normal că mama a reacționat, pentru că nu mă puteam acomoda sub nicio formă. Și a stat cu noi la București până în clasa 8-a. Când v-ați... Deci mama a avut 3 fete. Bogată. Da, da. Când v-ați întâlnit jumătatea sufletului, după ce criterii v-ați ghidat? După intervenea bunătate. Și atunci dorința aceea sau neîncrederea, după cum ați zis, în partea... După bunătate. Soțul meu este
cel mai bun om din lume. Și aici pentru mine a fost un câștig. Pentru că în viață, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traist. Trebuie să știi să alegi și să știi să păstrezi. Da? Noi am trecut în viața noastră prin foarte multe greutăți. Foarte multe. Dar eu am avut, repet, niciodată când viața m-a încercat, n-am zis, de ce mie? De ce mi se întâmplă mie? Nu. Am zis, Doamne, ce-o-i fi făcut? Cum am făcut? Ce am greșit? Ia să stau să mă gândesc singură, fără să întrebe nimeni. Eu nu m-am dus în viața mea să întrebe cineva, ce zici? Ia uite, am greșit. Ce să fac acum? De unde să știe omul ăla ce trăiesc eu în sufletul meu și cum am ajuns în situația aia? N-are cum să te sfătuiască. Poate doar să zică ceva. Dar tu trebuie să stai, să ai puterea să zici, aici am greșit. Să fii meditație cu propria persoană. Exact, aici am greșit. Ce mai pot să fac? Eu am avut noroc de om bun lângă mine. Și am știut să-l aleg când a trebuit, deși nimeni n-a fost de acord. Și am știut să-l păstrez când viața ne-a pus tot felul de piedici. Și l-am păstrat lângă mine. Și el a avut această putere să meargă mai departe lângă mine. Contează foarte mult. În viață nu e totul doar o iubire, o pasiune și o... Nu. Nu cred în lucrurile astea. Sau poate nu mi-a fost dat mie să trăiesc așa ceva. Nu. Dar eu n-aș da pentru nicio pasiune din lume relația mea de dependență pe care o am cu soțul meu. El de mine și eu de el. Cu tot ce ține. Lasă-mă în pace, nu vreau să vorbim, n-am ce discuta, nu... Acum plec într-o parte și el în alta, prin casă, și în secunda imediat următoare, când primim un telefon sau se întâmplă ceva, iau-ți ce zice, iau-ți ce, ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Da, e comună atracția aceasta, să zic, exact. Adică sunteți două energii compatibile. Exact, și faptul că trebuie să cauți... Să cauți în subconștientul tău și să vezi dacă după o zi de zbatere sau o săptămână în care ești, nu știu, plecat, faci ceva, ai activitățile tale, fiecare cu treaba lui, dacă te trimite sufletul și mintea să ajungi într-un loc unde este celălalt. Și când ajungi acolo, să te detașezi și să-ți fie bine. Asta înseamnă iubire de cuplu. Asta înseamnă continuitatea într-o căsnicie. Dependența. Care te duci la dependență dacă respecti, ajuți, ții cont și de celălalt, mai lași și de la tine, comunici, îi dovedești niște lucruri, îți pasă de el. Astea sunt lucruri care contribuie la dependență. Nu doar așa, sunt dependent de tine că îmi dai și mie o cafea. Îmi pui cafeaua, mi-o aduci la pat. Da, ți-o aduc și eu ție. Da? Dacă îl pun să facă ceva și îmi zice, tot eu. Păi zic, tot tu, că tu ai 1,90 și ai 90 de chile. Eu am 1,5 și am 50 de chile. Îmi fă tu, că ești mai mare, lasă-mă pe mine, că eu, uite, nu mai pot să mai fac. El râde și zice, da, puteam să iau și eu una mai... Ei, puteai, dar n-ai luat. N-ai luat pe mine, mulțumește-te așa, că acum e prea târziu, bă, băiatule. Ce da, ai dreptate. Doamna Niculina, ce s-a schimbat iremediabil după ce ați adus pe lume minunea de băiat? Și ce n-a mai fost niciodată la fel ca atunci când nu aveți copil? Ce n-a mai fost la fel? La noi s-a schimbat iremediabil atenția noastră către unul față de celălalt și față de ce este în jur. Noi am ajuns, am creat dependență de Vlad. Vlad pentru noi a fost ținta noastră. Copilul să aibă, copilul să facă, lasă copilul, pune copilul, nu-i pune copilului, nu aduce copilul, hai că copilul. Era universul, se învârtea în jurul lui, deci nu? Noi, ziceai că numai noi făcusem copil și nimeni altcineva nu mai avea copil și nici nu mai făcea vreodată. Mi-aduc aminte că nu dormea și nu mai puteam, deci eram obosită, el era plecat, venea și îl scoteam, îl puneam în cărucior și îl scoteam afară, ca să pot să-mi fac și eu restul de treburi, că în cărucior dormea și afară. Și îl puneam, adormea și îl lăsam afară. Domnul îmi făcea un scandal monstru. Scoți copilul afară, să-mi fure copilul, îmi ia copilul, copilul meu.
Zic, măi băiatule, te rog din suflet, nu-ți ia nimeni niciun copil, că fiecare om are copilul lui, nu vine nimeni să ți-l ia pe-al tău. Nu există așa ceva, nu, la telefon. Și îmi ținea o teorie, nu, scutecele nu. Cum? Venea medicul pe vremea mea, venea medicul pediatru, vizita, spunea, da, cum îți făcea vizita, cu oxigen, cum lași geamul deschis, cum e copilul, cum îl ții, cum îl nu știu ce. Nu, calci scutecele așa, pe partea asta. Și aici îi pui poponețul pe scute cu călcat. Zic, dar zic, nu ținem în glob de sticlă. Nu mai puteam, deci mai făceam. Așa trebuie să faci cu copilul. Cum avea, ce are copilul? Medicul nostru de familie, noi avem peste 30 de ani de căsnicie. Este medic încă de când ne-am căsătorit noi. Doamna doctor Băluță, Maria, o salut și îi mulțumesc din suflet pentru tot ce a făcut pentru noi toată viața. O sunam, o chestiune cât de mică. Da, doctor, copilul. La un moment dat a trecut timpul, a crescut copilul și zice, da, copilul are... Nu, nu, Niculina, nu. Copilul nu are nimic. Tu ai ceva. Ai ceva la cap și nu doar tu. Și bebe la fel. Voi aveți ceva. Copilul ăsta este sănătos, este tun. Voi aveți ceva. Trebuie să faceți cu voi ceva, nu cu copilul. Până în momentul în care am avut reacția asta din partea domnului doctor, nu eram veșnic să nu apară ceva, aole copil. Nu este bine nici așa. Nu este bine pentru că, cum să spun, te risipești. Efectiv, noi ne-am risipit cu o grijă veșnic. Excesivă. Excesivă, da. Nu. Trebuie să fii mai detașat, mai, un pic mai nu cu atâta atenție, nu cu... Nu. Așa am procedat și după ce a plecat la școală. Și ai fi plâns și m-ai fi jelit. Și acum, gândește-te, Vlad are 28 de ani. Mulți înainte. Doamne ajută la toată lumea. El are ani de zile de când nu a venit în țară. E la muncă, e în București, da? Eu dacă plec spre aeroport, pe drumul care duce către Otopeni, sufletul se înstrânge în mine și zici că, Doamne, ce se întâmplă? Deci am rămas cu niște sechele pe care mi le-am creat și singură. Că erau nejustificate. Adică copilul era la școală, eu hotărâsem să plece la școală. Era foarte bine, niște condiții extraordinare. A ieșit datorită școlilor și a muncii pe care am depus-o cu atâta sârg și cu atâta... A ieșit un om de nădejde. El își vede de viața lui, el își ordonează viața, el își... Știu ce de grijă. Și totuși l-a făcut independent, în ciuda atenției despre care... Da, el a fost... Dar când spuneți fiul meu, cum găsiți definiția potrivită? Cum găsiți cuvintele cheie pentru ce înseamnă fiul dumneavoastră? Vlad este un bărbat pe care, cum să spun, care nu să fie niciodată dependent de noi. Niciodată. El își va crea propria lui viață, va avea propriile lui planuri, și niciodată nu va exista situația, dar dacă nu mai e mami cu tati. Ce frumos. Nu mai este și gata. Nimeni nu este nemuritor. Cu toții mergem către ceva, da? Important este să știi că lași în urma ta lucrurile aranjate, bine puse la punct. Repet, investind în oameni, lași lucrurile la punct, puse sufletește. Că așa... De aia se nasc copii sănătoși și educați în felul acesta, pentru că e bine să fie independenți, că atunci când noi ca părinți nu mai suntem, să nu avem mustrarea de conștiință că nu da, ar putea trăi și nu ar fi echilibrat. Da, să nu depinde de tine. Tu să-i faci aia, tu să-i dregi aia, tu să-i spui. Dar copiii sunt ai noștri, doamna Niculina, sau ne sunt trimiși de cineva de sus? Sunt mulți bebeluși care invocă... Eu te-am ales să-mi fii părinte. E o chestiune foarte interesantă, psihologia asta că care există reîncarnare și că sufletele vin și trăiesc altă viață și altă viață și altă viață și că cumva își aleg părinții și că cumva vin să termine misiuni pe care nu le-au făcut într-o viață anterioară. Este foarte frumos și foarte interesant. Eu sunt fascinată de lucrurile astea, de ce înseamnă energie dincolo de noi ca materie. Poate că nu sunt ai noștri, dar mie îmi place să cred că Vlad este al meu, pentru că este bucățica aceea pe care
eu am adus-o pe lume, e viața aia pe care pe mine Dumnezeu m-a binecuvântat să o aduc pe lume, pentru că sunt atâtea femei care își doresc și nu reușesc. L-am adus, nu înseamnă că este proprietatea mea. El trebuie să trăiască așa cum consideră de cuvință, să ia propriile hotărâri, să facă ce vrea cu viața lui. Singura mea dorință ar fi să cumva să ne ocrotească ca părinți din punct de vedere al sentimentelor și să înțeleagă, poate toți copiii din lume, indiferent că sunt maturi la rândul lor și au propria lor viață, propriile lor probleme și preocupări și mintea le fuge și obosesc, și să știe că pentru un părinte un cuvânt bun și o îmbrățișare face cât, nu știu, cât o viață întreagă. Există viață după viață? Da, eu cred în viața de după viață, pentru că pentru că eu am avut acel sentiment de déjà vu. În locuri în care nu aveam ce să caut și mă dusesem pentru prima dată și totuși aveam senzația că am mai fost și am mai trăit ceva acolo. Inexplicabil. Și sunt convinsă că nu doar mie mi s-a întâmplat asta. Deci eu cred că există. Există, universul e infinit. Infiniți trebuie să fim și noi. Unde sau în ce moment îl regăsiți pe Vlad în propria dumneavoastră persoană și cum ați compara copilăria lui cu cea pe care ați trăit-o dumneavoastră? Eu am încercat să-i dăruiesc o copilărie reală și frumoasă. Acum, asta el poate să povestească, nu eu. Poate în anumite lucruri n-am fost așa cum și-ar fi dorit el. Și părinții greșesc față de copii. Nu există părinte perfect. Dar Vlad îmi seamănă în foarte multe privințe. Este ambițios ca mine. Are asprimea mea în cuvânt, dacă vrea. Are dulceața mea în cuvânt, dacă vrea. Are bunătatea tatălui lui. Are foarte multe calități. A luat ce a fost mai bun de la părinți. Da! Are și el defectele lui, că le are, orice om le are, dar mă bucur că este, văd în el dorința mea de la începuturile mele de a fi eu, de a ieși din umbra mamei mele, de a face și eu ceva, de a-mi demonstra în primul rând mie că pot, că sunt un om capabil și că pot să fac și eu. Aceeași dorință o are și el. Dar era sensibil când era micuț? Era mămos? Era mai mult cu dumneavoastră, să zic, decât cu tatălui? Nu, nu. El ne-a iubit pe amândoi la fel. Nu, 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 nu. Mi-aduc aminte că venea și se băga între noi și punea mânuțele așa și ne punea cu capul pe mânuțele lui și pe mine și pe taică-su și zicea că ne leagănă și el pe noi. Nu. El ne-a iubit dintotdeauna pe amândoi. Niciodată n-a zis că iubesc mai mult pe mama sau pe tata. Niciodată. Ne-a iubit am fost universul lui. Și mi-aduc aminte că i-am spus la un moment dat, ani în urmă, să mi-aș dori din suflet să-mi lași copiii tăi, să-i cresc eu, să... Și zice, da, nu știu, să mă mai gândesc. Zic, de ce să te gândești? Nu ți-ar plăcea să ți-i cresc? Nu ai încredere în mine? Zice, ba da, mi-ar plăcea să-mi creștem încredere, dar mi-aș dori să crească lângă mine așa cum am crescut și eu lângă voi. Deci, înseamnă că ceva bun a fost acolo. Cu siguranță. Da. Când ați plâns ultima dată și de ce? Oh, plâng destul de des. Plâng de necaz uneori, plâng uneori de de anumite lucruri care nu-mi ies așa cum mi-aș dori. Plâng destul de des. Sunteți un om milos? Da, sunt. Mă doare foarte mult suferința. Nu fac față suferinței oamenilor din jurul meu, copiilor, bătrânilor, animalelor. Mă dărâmă, suferința mă dărâmă. Nu fac față. Nu pot să văd oameni suferind, copii suferind și animale în suferință. Nu pot să fac față. Fără ce nu ați putea trăi? Sunt multe lucruri fără de care n-aș putea trăi. Fără ceea ce fac, fără ceea ce sunt, fără ceea ce mă înconjoară. Sunt multe lucruri, nu am doar
tot ce este în jurul meu îmi dă dependență de viață și de ce construiesc frumos. Mă bucur că pot să trec peste răutățile oamenilor, că pot să fac față jignirilor, că pot să fac față răutăților, că nu mă înverșunez să... Și să răsplătiți cu răzbunare. Nu, da, mă bucur că pot să fac lucrul ăsta. Dar asta a venit odată cu trecerea anilor, doamna Nicolina, și a dezamăgirilor pe care le-ați avut? Sau vine odată cu vârsta, înțelepciunea? Da, cred că înțelepciunea vine odată cu vârsta și a experiențelor pe care le-ai în viață, clar, clar. Cum vă vedeți în următorii 10 ani? Mă văd liniștită, mă văd tihnită, mă văd cu lucrurile pe care le am în plan puse la punct și mă văd, cum să spun, preocupată de a trăi așa cum îmi doresc, așa cum îmi fac eu planul cu soțul meu, când stăm noi amândoi, să facem, să punem așa, să fie așa, să uite să ne liniștim și noi și asta așa și asta așa, așa îmi doresc să fie și sunt convinsă că bunul Dumnezeu și energiile Universului o să lucreze. O să vă răsplătească. Da, pentru că noi nu ne dorim foarte mult, nu sunt un om care în viața mea și-a dorit doar să câștige pentru ea. Nu. Cereți o normalitate până la urmă. Da, cer exact să mă răsplătească Dumnezeu cu tihnă și cu bucuria de a privi în jurul meu că toată lumea este sănătoasă, că am ce-mi trebuie pentru ziua de mâine și sunt liniștită. Asta îmi doresc. Așa se va întâmpla. Eu vă doresc asta și vă mai doresc să deveniți și bunici. Asta clar. Eu îmi doresc să devin nu doar bunică, ci și străbunică și așa cum e bunica mea. Străbunică, pentru că bunica mea îi mulțumesc bunului Dumnezeu, are 93 de ani și are și stră-nepoți și se bucură de ei. Îmi doresc să ajung și eu anii aceia și să am parte de grija și de bucuria și tihna pe care o are bunica mea. Atenție din partea nepoților, să înțeleg, și un telefon întotdeauna a primit. Da. Ce moment din viața dumneavoastră v-ați dori să retrăiți? Ce moment din viața mea mi-aș dori să retrăiesc? Ce drăguț! Cred că mi-aș dori să-mi retrăiesc toată viața. Ei, și pentru că ați dat răspunsul acesta, dacă ar fi să vă mai nașteți odată, ați face aceiași pași cu greutățile pe care vi le-ați asumat și le-ați avut sau ați schimba ceva? Să vă ușurați viața? Aș face aceiași pași. Poate că în anumite momente aș fi mai categorică. N-aș oscila. Și poate că în anumite momente m-aș gândi mai mult la mine. Nu prea m-am gândit la mine. Ce regrete aveți? Nu am regrete. Nu. Nu regret. Pentru că nu am făcut niciodată un rău voit. Asta ar trebui să fie un regret. Adică să mă duc conștientă undeva și să zic gata, aici. Nu. Dacă am putut să fac un bine, l-am făcut. Poate că am avut de suferit, dar l-am făcut, am zis, nu pot să pun capul pe pernă și să știu că din cauza mea omul ăsta suferă. Asta e, o să trec peste ce se întâmplă, dar să fac ce este corect și ce știu eu că s-a întâmplat în momentul respectiv. Când nu ați fost categorică, după cum ați spus, ați avut de suferit? Uneori da. Uneori da. Uneori am avut de suferit. Dar a trecut. Și am făcut față cu bine și suntem sănătoși și asta contează. Ați avut vreo slăbiciune care v-a costat foarte mult în viață? N-am avut slăbiciuni. Nu. Ma, slăbiciunile mele sunt așa minore și de râs. Nu aș putea, de exemplu, fără să beau cafea, am dependențe din astea așa lumești. Îmi place să beau cafea, îmi place să fiu în atmosfera care mie dragă și îmi place acolo unde mă duc să-mi creez atmosfera mea, să se vadă amprenta mea și oamenii când intră să simtă că acolo sunt eu. De exemplu, la Maria Tănase, biroul meu, eu mi-am adus mobila mea și mi-am creat acolo un birou. Confortul pe care mi-l doresc. Confortul pe care mi-l doresc, da? Oamenii trebuie să simtă când intră acolo că sunt eu și că este amprenta mea acolo. Mi-am creat atmosfera și energia de care am nevoie, ca atunci când intru să-mi fie bine, să nu simt nimic altceva. Oriunde vă duceți, locul dumneavoastră să fie acasă. Da, da, exact. De unde dragostea aceasta pentru animale?
Nu știu, întotdeauna am iubit animale, așa am fost crescută. Am crescut printre animăluțe, la țară. E... Așa poți empatiza și te poți forma din punct de vedere al sentimentelor. Făcând exercițiile acestea, fiind de micuț, să-i dai să mănânce, să-l îngrijești, să, așa poți deveni un om bun. Iar eu, așa am fost dintotdeauna. Acum am eu puterea necesară de a face, pentru că este impactul numelui meu și pot să fac, să ajut și să fac tot felul de lucruri implicându-mă, dar eu ajut și oamenii. La mine, la țară, am niște mămăițe de care am grijă. La 2 luni au pachete din partea mea prin preotul paroh de la noi, de acolo din Prejna. Fac foarte multe lucruri pentru cei din jurul meu. Vă simțiți un om iubit de Dumnezeu? Da. Prin tot ceea ce v-a oferit? Da, da, mă simt un om iubit, un om iubit de Dumnezeu. Dumnezeu este iubire, asta înseamnă El, dar nu numai iubit, ci și îngrijit de Dumnezeu. Adică, știi că părinții iubesc un copil, dar iubirea trebuie transformată în grijă, în atenție, nu în răsfăț. Răsfățul nu duce. Sunt oameni care sunt iubiți de Dumnezeu prin răsfăț. Răsfățul e altceva. Și se termină la un moment dat. Da. Ori la mine, eu am grija lui Dumnezeu. Adică mie îmi dă și bune și rele. M-a încercat și cu bune și cu rele. Asta înseamnă grijă, asta înseamnă șlefuire. Asta înseamnă urmă clară pe pământ. Răsfățul se acoperă. Urma aia va trece. Se va acoperi în timp. Nu se va mai ști. N-aș vrea să se termine emisiunea de azi. Am avut multe de învățat de la dumneavoastră, dar aș mai avea ultima întrebare înainte de a ne despărți. Pentru cine ați fi în stare să spuneți clipă, ești așa de frumoasă și oprește-te? Pentru cine ați oprit timp? Pentru Vlad. Fiul dumneavoastră. Să vă trăiască și vă mulțumesc că ați fost prezentă în emisiunea Doamne de astăzi. Doamne ajută și eu, vă mulțumesc vouă și vă doresc din suflet să aveți parte de lucruri frumoase și de succes care să vină prin munca pe care voi o faceți aici. Pentru că se fac lucruri frumoase în trustul vostru și vă felicit. Mulțumim din suflet. Doamne, a fost o onoare să vă am alături astăzi la Folclorul Sulu. Și pentru mine. Iar pentru dumneavoastră, dragii mei, până data viitoare să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!